pot spune că și-a dat demisia. Și-a dat demisia? Da. Eu am fost înștiințat cu puțin timp înainte de intrarea. Da. Președintele Comisiei pentru Buget Finanțe Cosmin Nicula a anunțat că demisia lui Dan Radu Rușanu va fi înaintată conform procedurii biroului permanent al Senatului. Vreau să înștiințez conducerea Senatului pentru că în situația dată trebuie să analizăm cât se poate de serios ASF-ul și bineînțeles să venim cu propuneri pentru ocuparea funcției de președinte și propuneri pentru ocuparea unui post de membru neexecutiv în cadrul ASF-ului, dacă formula va rămâne de nouă. Președintele interimar al ASF, Daniel Dăianu, a propus totodată membrilor Comisiei pentru Buget Finanțe, care anchetează activitatea ASF, reducerea salariilor. Salariile sunt mari, iar intenția noastră este să avem o diminuare a acestor salarii, care să țină cont nu numai de o dimensiune emoțională și care este firească într-o societate răvășită de o criză economică, dar care să țină seama și de date care nu neapărat trebuie să fie puse în relație cu criza economică. Deci, cu 30%. Cu 30%. Salariul meu.